Te salut în IT World. Hai să explorez. Imaginează-ți că intri într-o grădină zoologică unde locuiesc mai multe animale sălbatice. Nu știm ce s-a întâmplat, dar dintr-o dată ai simțit un impuls ciudat ce ți-a cuprins tot corpul și în clipa următoare ai dobândit o capacitate specială. Dar cum înțelegi limba animalelor? Animalele nu se mai tem de tine și nici ție nu-ți mai este frică din cauza lor. În mână ai un aparat magic, un fel de mouse, cu care poți selecta un animal. Când îl alegi, el îți dezvăluie secretul său. Ce fel de operație matematică știe să facă cu două numere întregi sau raționale, A și B. Brusc îți dai seama că ai intrat în calculatorul zoo. Ce este o operație matematică elementară? Prin aceasta se înțelege de regulă o formulă de tipul operand 1, operator, operand 2, unde operanzii 1 și 2 pot fi termenul unei sume sau diferențe, sau factorii unui produs, eventual de împărțitul și împărțitorul într-o împărțire, iar operatorul este unul dintre cele patru operații considerate elementare, plus, minus, produs, împărțire. Pe baza acestui model putem defini și alte operații care nu mai sunt considerate elementare. Restul împărțirii A la B, A procente din B, A la puterea B, etc. Să vedem cum arată operațiile, respectiv operatorii, în Scratch. Operațiile pot fi efectuate cu ajutorul puzzle-urilor din grupul operatori. Pentru operațiile elementare avem la dispoziție aceste puzzle-uri, reprezentând adunarea, scăderea, înmulțirea, respectiv împărțirea. Observați că pentru înmulțire semnul folosit este steluța, iar pentru împărțire semnul folosit este bara oblică. În aritmetica elementară, expresia reprezentând împărțirea la 0 nu are sens, întrucât nu există niciun număr care multiplicat cu 0 să dea rezultatul A pentru orice A diferit de 0. Deci, împărțirea la 0 nu este o operație definită, ea este o operație nedefinită. În Scratch, dacă împărțim A la B, unde A este un număr întreg diferit de 0 și B este 0, textul scris în afișajul rezultatului va fi infinity, deoarece se consideră că 0 se cuprinde de o infinitate de ori în A. Iar dacă atât A cât și B au valoarea 0, atunci rezultatul împărțirii A supra B va fi considerat nedeterminat și se va nota în afișaj cu NaN. În aplicația prezentată aici, vom evidenția aceste situații speciale, asigurând prin programare un comportament special pentru animalul care se va ocupa de împărțire. Vom afișa chiar și un mesaj de atenționare. Pentru a crea aplicația conform cerinței, am introdus în scenă mai mulți actori. Fiecare actor va fi capabil să efectueze la click de mouse o anumită operație. Deci, avem la fiecare evenimentul când se dă click pe acest personaj. De exemplu,
maimuța. Să vedem ce face. Dacă dăm click pe maimuță, apare mesajul. Poți să-mi spui cele două valori. Prima valoare este, adică se citește de la tastatură valoarea A, 15 de exemplu. Apoi se citește valoarea B, 25 de exemplu. Și se tastează Enter. Observați că în afișajul pentru variabilele A și B apar cele două valori introduse de la tastatură. Să vedem codul atașat. Se repetă de două ori costumul următor și mesajul mie pot să-mi spui A și B pentru o secundă. Se setează A la răspuns, la primul răspuns, și se setează B la cel de-al doilea răspuns. Totodată se setează rezultatul la 0 pentru că acest personaj nu face decât să citească noile valori pentru A și B. Haideți să vedem ce se întâmplă la curs. Se repetă de 4 ori la click pe acest personaj costumul următor și își dezvăluie capacitatea specială. Deci spune, eu pot aduna A cu B. După care setează rezultatul la A plus B și spune, vezi rezultatul sus în afișaj. Să vedem cum funcționează. Deci dăm click pe urs și el spune, eu pot aduna A cu B. Deja s-a și efectuat adunarea. 30 plus 54 în afișaj, rezultatul este 84. Să vedem ursul polar. Codul este când se dă click pe acest personaj și se repetă de 4 ori pentru mișcare costumul următor și spune eu pot calcula A minus B și acest mesaj se afișează pentru o secundă. Se setează rezultatul la A minus B și Arturul spune, vezi rezultatul în afișaj. Să încercăm. Deci dăm click pe ursul polar. Eu pot calcula A minus B, spune. Vezi rezultatul în afișaj. 30 minus 54, rezultatul este minus 24 de grade, probabil, la cercul polar. Să vedem acum girafa. Un click pe girafă. El spune, eu pot înmulți A cu B și rezultatul este în afișaj. 30 ori 54, rezultatul este 1620. Și mai avem un actor care știe să împartă A la B. 20 împărțit la 50, rezultatul este 0,4. Referitor la împărțirea cu 0, am văzut că această împărțire este una foarte specială. Să vedem cum arată în Scratch. Pentru asta introducem 5 pentru A și 0 pentru B. Întrebăm elefantul. El spune că poate împărți A la B. Ce? Împărțire cu 0? Și o să dispară. Am zis că i-am programat un comportament mai special. Iar în afișajul rezultatului apare mesajul infinity, așa cum am zis. Dacă împărțim chiar 0 la 0, rezultatul este nedefinit. Să vedem și asta. Deci introducem 0 pentru A și 0 pentru B. Și întrebăm elefantul. Sigur, fiind o împărțire la 0, elefantul iar o să dispară timp de câteva secunde, care revine.
iar în afișaj apare NAN, pentru rezultat ambigu sau nedeterminat. Să vedem codul pentru elefant. Deci se efectuează mișcările, se afișează, eu pot împărți A la B și se setează rezultatul la A supra B, pentru că am vrut să vedem toate rezultatele, chiar dacă rezultatul este imposibil de determinat și apar mesajele infinity sau NAN. Însă am introdus și un bloc de decizie în care am spus așa: dacă B este egal cu 0, atunci să se afișeze C, împărțire cu 0, nu, iar o să dispar. Și facem o ascundere timp de 2 secunde, după care arătăm iarăși personajul. Iar pentru toate celelalte cazuri, afișăm mesajul, vezi rezultatul în afișaj. Temă propusă. Reproduceți pe calculatorul propriu aplicația Calculator Zoo. Adăugați un actor nou care să verifice dacă A și B sunt ambele numere întregi. Aici veți verifica dacă partea întreagă a lui A este egală cu A și partea întreagă a lui B este egală sau nu cu B. Și dacă da, atunci să se calculeze restul împărțirii lui A la B. Dacă restul este 0, atunci să se afișeze în plus mesajul A este divizibil cu B. Succes!